Honoré de Balzac, Eugénie Grandet. La 30 de ani, Eugénie nu cunoscuse încă niciuna dintre marile bucurii ale vieții. Își petrecuse copilăria ternă și tristă lângă o mamă al cărei suflet, ignorat, călcat în picioare, suferise întotdeauna. Părăsind cu bucurie viața, această mamă își plânsese fiica fiindcă trebuia să trăiască și îi lăsase în inimă ușoară remușcări și regrete veșnice. Prima, singura iubire a tinerii Eugénie era pentru ea motiv de tristețe. După ce își întrezărise iubitul câteva zile, îi dăruise inima între două sărutări acceptate și primite pe furiș. Apoi el plecase, așezând o întreagă lume între el și ea. Această iubire, blestemată de tatăl ei, aproape că o costase viața mamei ei și pricinuia numai durere amestecate cu speranțe firave. Astfel, până acum, ea se avântase spre fericire vlăduindu-și puterile, fără să primească din puterile celuilalt. În viața sufletească, ca și în cea fizică, există o inspirație și o expirație. Sufletul are nevoie să absoarbă sentimentele altui suflet, să le asimileze ca să îi le dăruiască înapoi înzecit. Fără acest frumos fenomen uman, inima nu are viață, îi lipsește aerul, suferă și se stinge. Eugénie începea să sufere. Pentru ea, averea nu însemna nici putere, nici consolare. Ea nu putea să existe decât prin iubire, prin religie, prin credința ei în viitor. Iubirea îi explica veșnicia. Inima și Evanghelia îi indicau două lumi care aveau să vină. Zi și noapte era cufundată în două gânduri infinite, care pentru ea erau poate unul singur. Se retrăgea în ea, iubind și crezându-se iubită. De 7 ani, pasiunea invadase totul. Comorile ei nu erau milioanele care produceau bani, ci sipetul lui Charles, cele două portrete agățate deasupra patului, bijuteriile răscumpărate de la tatăl ei, întinse cu mândrie pe un strat de vată într-un sertar al dulăpiorului din camera ei, precum și degetarul mătușii, folosit de mama ei și pe care îl lua în fiecare zi cu sfințenie să lucreze la o broderie, asemenea Penelopei, numai ca să poată pune în deget acel odor plin de amintiri. Nu se putea crede că domnișoara Grandet ar fi dorit să se căsătorească în perioada doliului. Era cunoscută pe ușenia ei adevărată. De aceea, familia Cruchot, a cărei tactică era condusă cu abilitate de bătrânul abate, se mulțumi să stea în preajma moștenitoarei, acordându-i atențiile lor afectuoase. În fiecare seară, sala se umplea de o societate formată din cei mai prietenoși și mai devotați membri ai familiei Cruchot din Ținut, care se străduiau să o laude pe stăpâna casei pe toate tonurile. Ajunsese să aibă medic personal, duhovnic, șambelan, damă de companie, prim-ministru și mai ales cancelar, un cancelar care voia să-i spună totul. Dacă moștenitoare ar fi dorit un valet care să-i ducă trena, i-ar fi găsit unul. Era o regină, cel mai iscusit lingușită dintre regine.